un premiu rece pe care o să-l bezi după un meci, mă gândesc. Care e secretul lui Delta Balamu? Suntem o echipă unită. Suntem o echipă unită, suntem o echipă, 90% suntem toți din același cartier, ne cunoaștem din Giulești, ne cunoaștem toți de mici, suntem închegați, să zic așa, de-aia avem un mare avantaj că ne cunoaștem, știm unde să ne găsim. Suntem, toți am fost majoritatea și în aceeași școală și ne ajută foarte mult. Practic, nu aveți adversar în Liga 3A, sunteți deja promovați sau încă sunteți precauți? Avem un avantaj de puncte, cred că sunt 7 puncte. Campionatul încă se joacă, avem câteva echipe foarte bune, am avut și astăzi un meci foarte dificil. Am reușit să-l câștigăm, dar că a fost un meci bun. Sunteți toți din cartierul Giulești. Mai are sens să vă întreb cu ce echipă țineți majoritatea din Delta Balamuc? Spune-ne tu. Nu, dar sunt și excepții. Deci? Cu Rapid. Dar avem și Topală, care este și golgheterul nostru, care ține cu Dinamo, și cred că mai sunt și alții. Cum reușiți să gestionați momentele mai puțin plăcute din timpul unui meci? Certurile sau reproșurile? Momentan nu am avut parte de așa ceva. Am fost ok. Dar cred că și prietenia dintre noi ne face să trecem mai repede peste aceste momente. Dacă ar fi să vă asemănați cu un stil de joc al vreunei echipe bune din Europa, cam care ar fi acea echipă? Aici eu sunt puțin subiectiv, mie îmi place Barcelona, eu aș vrea să jucăm și stilul meu este tot așa, să jucăm pe pase, cam asta vrem. Dar suntem foarte buni și pe contraatac. Și vă apropiați de Barcelona? Nu, suntem departe de ei, dar cam asta am vrea. Bine, colegii mei cred că ar spune și de Real Madrid că jucă și pe contraatac în zilele lui Mourinho. Cine e Messi? Cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Messi de la voi, din echipă, de la Delta Balamuc? Nu, no, n-avem un Messi, nu putem să ne comparăm, dar suntem mai mulți jucători care suntem de nivel bun. Ați pregătit vreo nebunie în caz că promovați direct? Încă nu ne-am gândit, dar este bună un... Ne vom bucura cu toții, noi avem și un sponsor pe Story Pizza, probabil o să mergem acolo, niște pizza, bere, sărbătorim și noi puțin. Deci asta ar fi prima de promovare? Da, da, în mare parte de la sponsor, da. Mersi frumos, felicitări! Mersi.